Hristos a înviat, Mihai! Cred că și el are nevoie acum de puțină odihnă. Dragii mei, urmează încă două melodii cântate de copii. Corul Micul Tronos va intra pe scenă și ne va bucura sufletele. Ei sunt speranța viitorului, pentru că acești minunați oameni sunt părinți, sunt tați de copilași și copiii lor acum vin pe scenă în fața voastră. Deci avem o speranță și dacă oamenii se întreabă, tineretul din ziua de astăzi, iată-l, iată-i, dăm slavă lui Dumnezeu că în acest an Patriarhia Română dedică anul acesta, anul omagial al cântăreților bisericești și al psalților. Mulțumim frumos Patriarhului Daniel pentru binecuvântare, este în sală Părintele Vicar Costel Burlacu, spunem să rămână Părinte Vicar, și vă mulțumim, Părinte, pentru dragostea cu care ați venit în sală. Mulțumim, Părinte Patriarh, pentru binecuvântare. Acum îi ascultăm pe copiii de la Micul Tronos cu două cântări psaltice.